Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Să știți că este o zi puțin întunecată, pentru că vine cu arcana majoră luna, dar există și soluții, și anume, avem Marele Preot, cel care vorbește despre principii, despre etică, despre morală. Și este foarte important ca în ziua de marți să fim foarte atenți pe tot ce ține de tentații, de vicii, pe tot ceea ce ține de situațiile acelea care, să spun că ne afectează din punct de vedere emoțional. Poate să fie un moment de trezire la realitate, chiar un moment absolut magic. Dacă să spun că suntem puși în niște situații în care nu prea știm noi ce să facem, divinitatea ne ajută, intuiția ne ajută, principiile, etica, morala, toate astea ne sunt de mare folos. Ziua de marți este cu o intuiție extraordinar de mare și chiar v-aș ruga pe toți să fiți atenți, să vedeți ce se întâmplă în noaptea de luni spre marți. Da? Intuiția ce spune, ce visați, ce se întâmplă, dacă ieși și spun că sunteți în altă țară și când în România, între luni și marți, deci noaptea respectivă, mă rog, la noi e noapte, la voi e zi sau poate lucrați, poate unii lucrați noaptea, vedeți ce se întâmplă pentru că e o noapte magică din punctul meu de vedere, luni spre marți. Și chiar și marți dimineață. Bineînțeles că este ok să ne odihnim bine, da, în noaptea respectivă, pentru că ne putem încărca cu tot felul de informații care mai de care mai prețioase. Bineînțeles că de dimineață lucrurile sunt puțin tensionate, dar ele se rezolvă. Și în general în ziua de marți o să avem chef să comunicăm, o să avem chef să ne distrăm, să ne simțim bine, pasiunea e la ea acasă, entuziasmul, dorința de a străluci, dar, așa cum am spus, tot ce ține de zona distracțiilor, tot ce ține de partea aceasta, vedeți că poate să fie puțin întunecată în această zi. Însă avem și soluții și soluțiile, așa cum spuneam, vin prin intuiție, vin chiar prin sfaturile unei femei. În general vorbim. Deci femeile ne pot ajuta astăzi. Însă ni se cere să punem în practică, deci nu este o zi despre teorie, ziua de marți este despre practică, despre a acționa. Bun, și oricum ar fi, să știți că suntem destul de mult protejați în această zi. Chiar e ok. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și de asemenea, îți reamintesc de previziunile pentru această săptămână. Urmează evenimente mari. Te invit cu drag și la previziunile pentru luna august, pentru că este o lună extrem de încărcată. Avem două luni pline, o lună nouă. E intens ce se întâmplă în august și dacă sunteți interesați să vedeți ce anume se întâmplă cu o săptămână înainte pentru zodia voastră, dacă vreți să vedeți exact și care sunt zilele bune pentru august și zilele mai puțin pozitive, aveți acolo acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile în comunitatea canalului. Apăsați butonul alătură de aveți un videoclip, vă explic despre ce este vorba și mai departe citiți pe acolo și vă descurcați. Sunt două abonamente, le puteți anula oricând, deci nu e nicio problemă. Bun, hai să vedem acum ce se întâmplă pentru fiecare. Nu uita să asculți și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi prima parte a zilei poate să vină cu niște responsabilități așa pe casă, familie, aveți niște chestiuni acolo de făcut, poate chiar vă treziți de dimineață, cine știe, dar în general ziua de marți e mai liniștită pentru tine, mai e chef să te distrezi, să te simți bine, să te întâlnești cu un copil, cu persoana iubită, e multă pasiune, e multă dorință de a te simți bine și asta e ok. Și să știi că e o zi destul de norocoasă pentru tine. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. E o zi destul de interesantă. Să vedem. Și avem turnul, wow, 10 de cupe. Da, o veste surprinzătoare pe care o primești legată de casa ta, de familia ta sau poate să fie ceva important pentru sufletul tău.
Apoi, avem aici cavalerul de spade. Este o zi în care, uite, poți să primești un mesaj, un apel telefonic care să te surprindă destul de mult, însă este și o zi în care va fi nevoie să comunici, va fi nevoie să intri în contact cu tot felul de oameni. Lucrurile se vor desfășura foarte rapid în viața ta, dar unii puteți să aflați de o schimbare care ține de un grup de oameni foarte drag sufletului vostru. Ultima carte, 8 de spade, un oarecare blocaj pe care îl simți tu, însă este o zi foarte bună pentru tine să elimini din viața ta acele idei fixe care te țineau pe loc. Da? O zi în care ți se cere așa să te bucuri de viață, să trăiești intens și, indiferent ce se întâmplă, lasă lucrurile să curgă. Vezi că blocajul ăsta ține și de niște frici acolo pe care le ai. Fără teamă, dragi berbeci, tot înainte. Zodia Taur. Dragi tauri, prima parte a zilei vă găsește prinși pe drumuri. Pe drumuri, pe partea asta de comunicare. Nici nu prea știți voi pe unde să mergeți, dar în general ziua e bună să vă ocupați de chestii legate de casă, de familie, lucruri pe care le-ați lăsat neterminate în trecut, pentru că ați fost prinși pe alte lucruri și tot ziua de marți e foarte bună pentru tine pe intuiție. Deci asta e ok. Poate îți vine cineva în vizită, te distrezi, te simți bine. Poate să fie și o zi cu mici mari tensiuni pentru tine la un moment dat, mai ales dacă ești taur născut la început de zodie. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Sunteți prinși pe viața privată sau cel puțin pe acolo vă e mintea momentan. Doi de monede și justiția, foarte interesant, o conexiune cu zodia balanță, dar văd aici și o înțelegere pe care o faci cu cineva, o decizie pe care o iei. Unii parcă sunteți prinși cu niște drumuri, cu niște acte. Doi de monede. Uite, ești prins așa între două direcții diferite, două persoane, două locuri de muncă. Poate ești prins și din punct de vedere personal, dar și profesional. 8 de spade și pentru tine e ca o senzație așa de blocaj, dar ultima carte este steaua. O conexiune cu zodia vărsător, dar și o speranță mare, mare, mare care apare pentru tine. Este o zi bună în care să știi că vei găsi soluții, primești vești bune și se întâmplă multe lucruri. Ce mai văd aici este faptul că vei reuși să găsești o soluție în ziua de marți, absolut genial. Și poate să fie și o zi în care strălucești, o zi în care ieși în evidență, de ce nu? Se rezolvă ceva, da? În sfârșit ai puterea să faci o anumită schimbare. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, prima parte a zilei vine cu niște cheltuieli. Da? Nu sunt neapărat negative, nu știu, vine o factură, ai de plătit ceva sau unii gemeni chiar de dimineață vă treziți așa mai flămânzi, alții e posibil chiar în dimineața zilei de marți să fiți foarte concentrați pe partea aceasta de bani. Însă, în general, ziua e bună pe drumuri scurte, pe comunicare, pe relația cu anturajul, relația cu rudele, chiar e o zi foarte bună pentru tine în care vei fi destul de energic. E bună ziua pentru studii, pentru discuții, o să ai chef de vorbă. Te plimbi, ai de rezolvat chestiuni legate de acte pentru alți gemeni sau ceva legat de un drum. Na. 6 de cupe, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar uite că este și o zi în care trecutul ăsta bate la ușă pentru tine. Ai de plătit ceva pentru plăcerea ta, pentru sufletul tău. Alții pur și simplu mergeți și vă cumpărați ceva pentru inima voastră, da? Ceva ce vă plăcea vouă. Dar este și o zi bună în relația cu o șefă sau în relația cu o persoană importantă. Apoi avem Marea Preoteasă. O zi în care e foarte multă intuiție, dar văd aici că este și o zi în care și tu vei avea niște secrete, vei ține ceva ascuns. Pe de o parte vei comunica, pe de altă parte vei avea de luat o decizie așa pentru sufletul tău. E ceva ce ții ascuns acolo.
Ultima carte, Spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești, dar și o zi pentru tine în care vei reuși să vezi o altă perspectivă într-o situație. Poate e ceva legat de un suflet pereche, de un copil, de o persoană dragă sufletului tău sau poate e ceva legat de trecutul tău. În sfârșit îți dai seama că trecutul ăla nu-ți făcea bine, indiferent ce e cu el. Dar ca și sfat, dragi gemeni, lăsați trecutul în urmă că e mai bine așa. Zodia Rac. Prima parte a zilei vine cu niște tensiuni așa în relațiile cu ceilalți, pe ceva legat de niște acte, persoana iubită, un copil, ceva acolo te agită pe tine, dar în general să știi că ziua de marți e foarte bună pentru tine pe bani, deci poți să primești bani, poți să primești reduceri, îți pot veni clienți de unde să-ți iasă bani, deci se întâmplă tot felul de lucruri faine pentru tine. Și în general este o zi în care te vei ocupa foarte mult de partea aceasta fizică a lucrurilor și poate chiar unii raci sunteți mai mult preocupați de partea aceasta de alimentație în ziua de marți. Faceți cumpărături, mai învățați o rețetă nouă, sunteți prinși pe tot felul de lucruri. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Regele de bâte și cavalerul de bâte. Da, mult foc, mult foc, deja simt și eu. O conexiune cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru unii, pentru alții, vedeți că este o zi în care aveți foarte multă încredere în voi, o zi în care vă simțiți bine, sunteți energici, poate chiar sunteți dornici de a acționa. Iar următoarea carte este Arcana Majoră, Lumea. Foarte frumos, deci ceva se finalizează, ceva ajunge la un apogeu, dar văd aici o bucurie pentru tine. Poate să fie o bucurie legată de o călătorie îndepărtată sau o bucurie legată de o persoană care se află la distanță de tine. Apoi, nebunul, wow, dragi raci, încă sunteți sub luna nouă din semnul vostru. O resetare, dragi raci, pe care o dați, o surpriză foarte frumoasă pe care o aveți, dar este și o zi în care sunteți foarte pasionali, foarte energici, ceva acolo vă atrage, ceva vă captează foarte mult atenția. Da, puteți să și cunoașteți o nouă persoană, nu zic nu, dar e o zi în care vă bucurați foarte mult de poate de prezența unei persoane autentice în viața voastră. Voi încă sunteți sub influența lunii noi. Zodia Leu. Dragi lei, prima parte a zilei vă găsește mai obosiți, sunteți prinși cu tot felul de chestii, nu vă simțiți voi bine, dar de dimineață, de pe la ora 7:30, gata, vă reveniți, vă recăpătați energia, sunteți plini de viață, sunteți dulci, iubitori, vreți să străluciți, ieșiți în evidență și asta e absolut fantastic. Cu siguranță vă veți ocupa foarte mult de propria persoană și asta ne bucură pe toți. O zi chiar destul de bună pentru tine. Ai o intuiție foarte mare, ai o sensibilitate specială. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Magicianul, deci v-ați încărcat bateriile. Magicianul, asul de monede. Uite, apare acel element care îți lipsea. Apare o dovadă concretă, o dovadă palpabilă. Ceva nou, un loc nou în care mergi, o persoană nouă, se rezolvă ceva la care lucrezi aici. O zi în care ai o încredere în tine absolut fantastică. 6 de spade, un drum pe care îl faci către cineva sau cineva care face un drum către tine. Văd clar că începând cu ziua de marți, lucrurile încep să se miște pentru tine. Și asta ne bucură. Apoi avem cavalerul de cupe. Foarte interesant. Un drum pe care îl faci către o persoană dragă ție, o propunere de dragoste pe care o primești sau o propunere de dragoste pe care o faci. Acum na, ce să zic. Chiar un moment foarte bun, dragii lei. Chiar o zi superbă pentru voi. Da? De-abia ați așteptat voi să se mai deblocheze lucrurile. Rezolvați ceva într-un mod absolut fantastic. Zodia Fecioară.
Dragi fecioare, de dimineață, nu știu, apar acolo niște chestiuni ciudate în relația cu un copil, cu persoana iubită, poate e ceva legat de o afacere, de niște discuții, ceva care te scoate puțin așa din zona de confort. Și uite că marți, în general, da, este un moment în care nu prea mai ai control asupra lucrurilor și tare bine ar fi să dai un pas în spate, să te relaxezi, să te liniștești. Dacă poți să-ți iei liber câteva zile ar fi bine, sau cel puțin să nu exagerezi cu munca. Partea bună e că îți crește foarte tare intuiția și vei primi tot felul de mesaje din partea Universului în ziua de marți. E un canal liber acolo. Vei vrea să stai mai retras, să faci o investigație, să analizezi o chestie. Atenție la lucrurile pe care vrei să le faci în ascuns. Atenție pe partea de orgolii, nu te lăsa indus în eroare. Lilith e pe acolo, Venus e pe acolo. Nu e ok. Sunteți prinși așa în trecut, intrați în contact cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult. Temperanța pentru tine, 6 de spade, un drum pe care îl faci pentru a vindeca ceva, pentru a rezolva o situație. Temperanța înseamnă o conexiune cu zodia săgetător, dar vezi că e ceva important pentru tine în această lună iulie. Face aici niște planuri pentru un drum, pentru ceva anume, pentru o vacanță. Apoi, valetul de cupe, niște cuvinte frumoase pe care le primești de laudă, de apreciere și tot valetul de cupe înseamnă noi emoții pe care tu le trăiești. Valetul de cupe poate să vină la pachet și cu liniște, cu pace. Apoi, îndrăgostiții, ultima carte, o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu o vei lua în această zi de marți. Fii puțin atent pe partea aceasta de dragoste, lasă fostele relații pe acolo pe unde sunt. Dacă ceva nu funcționează, nu mai insista că momentan Venus te protejează. Da? E un moment în care se decide ceva. Se decide ceva. Unii poate aflați de un cuplu, că, nu știu, se despart sau poate afli de un nou cuplu care se formează. O zi în care e bine să faci așa lucruri pentru sufletelul tău, dar mai liniștit, mai în secret. Zodia Balanță. Dragi balanțe, prima parte a zilei vă găsește cu tot felul de chestiuni care țin și de casă, de familie, dar și de viața voastră profesională. E nevoie să vă împărțiți așa în ambele direcții și cu siguranță veți reuși. Unii e ca și cum aveți niște cumpărături pentru casă de făcut sau aveți pe acolo o curățenie de făcut, ceva e. Însă, în general, toată ziua vei intra în contact cu foarte mulți oameni, vei străluci, ieși în oraș cu prietenii, stai foarte mult online, comunici foarte mult, îți faci tot felul de planuri de viitor, idei bune pe care le ai și, în general, e o zi foarte, foarte bună pentru tine. Chiar și pe grupuri mari de oameni, da? Să zic că nu știu, ai o ședință sau poate ești cu prietenii, ai vreo petrecere, ceva acolo se e pentru tine, da? Visezi frumos la viitor și asta e ok. E ok, dragi balanțe, vă sunteți relaxați, sunteți liniștiți. Pajul de bâte, împăratul, asul de cupe, bun, noutăți plăcute pentru voi, niște vești bune pe care le primiți. Aveți o petrecere, aveți ceva aici și văd aici o conexiune cu zodia berbec sau poate e ceva important pentru tine. O atitudine foarte fermă pe care o iei în legătură cu niște activități noi care îți plac, în legătură cu ceva ce te pasionează, ceva ce te atrage. Unii puteți avea legătură cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără. Apoi turnul. Wow. Turnul vine cu un moment în care ai parte de o surpriză destul de mare în ziua de marți. E ceva legat de casa ta, de un grup de oameni, familie și ultima carte este Regina de Monede, o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, este o persoană aici pe care te poți baza, care te poate ajuta și care te-ar putea vindeca sau să zic așa, te-ar putea ajuta într-o situație. Afli despre niște noutăți care te surprind destul de mult. Da?
nu știu, e cu flăcări, e cu scântei. Acum că e pozitiv că nu, v-am mai explicat cu aspectele care sunt pe cer. Vreți revoluție? Uranus vă susține. Nu vreți revoluție? Tot o face. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi prima parte a zilei vă găsește prinși pe drumuri. Da? Sunteți prinși pe drumuri, aveți tot felul de discuții, aveți de rezolvat tot felul de chestiuni legate de acte, legate de niște obiective pe care le aveți. Pot apărea și discuții în contradictoriu, așa că atenție, marți dimineață, mai ales că Pluto e implicat în poveste. Vedeți că sunt chestiuni care e posibil să plece de la voi. Și, în general, ziua de marți vă găsește foarte bine susținuți. Ieșiți în evidență, oriunde mergeți, vă concentrați pe partea aceasta de instituții publice, șefi, luați atitudine, oriunde mergeți, ieșiți în evidență, postați ceva pe un site de socializare, imediat e văzut, toată lumea vă aplaudă, deci e ok, dragi scorpioni, chiar o zi bună pentru voi. Bineînțeles că pentru scorpionii care sunt născuți la început de zodie, poate să fie și o zi puțin tensionată la un moment dat, dar nu e ceva grav acolo. Aveți ceva, o responsabilitate, aveți ceva de făcut, dar rezolvați. Lucrurile sunt bune. Și avem cavalerul de bâte și valetul de spade. Mergi la o petrecere, nu știu, te informezi în legătură cu o persoană, ești foarte curios, ești foarte... nu știu, ești pus pe spionaj, o faci pe detectivul. Cavalerul ăsta de bâte vorbește despre o atracție mare pe care o ai față de cineva, dar și despre o distracție, despre o zi în care ai chef de petrecere, ai chef să te simți bine. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și o zi în care tu vei acționa în legătură cu o situație. Da? Ai legătură aici cu o persoană matură, dar văd și o atracție. Ultima carte, cavalerul de spade, ai o surpriză în legătură cu o discuție rapidă. Poate să fie o discuție în contradictoriu, dar în urma acestei discuții ceva se clarifică. Da? Oricum, de ceva timp și tu faci acolo pe detectivul și persoana aia face, deci e o zi cu surprize din acest punct de vedere. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, prima parte a zilei vă găsește prinși pe niște cheltuieli, pe bani, pe axa aceasta alimentației, pe axa valorilor. E intensă povestea acolo, dar în general ziua de marți e bună pentru voi, chiar superbă. Sunteți prinși pe studii, pe relația cu persoanele din străinătate sau persoane noi pe care le cunoașteți. Alți săgetători sunteți dornici să explorați tot felul de tărâmuri noi, căutați tot felul de informații, stați mult online și cu siguranță unii sunteți cu gândul în depărtări. Da? Fie vă doriți o călătorie, fie unii săgetători studiați ceva sau aveți legătură cu zona asta spirituală în ziua de marți. Stați mult online și explorați voi acolo un subiect interesant. Da, hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Care e situația? Așa. Asul de cupe pentru tine. Soarele. O legătură cu zodia leu, dar și o veste bună pe care o primești și lucrurile se mai clarifică ceva în viața ta. O veste bună din partea unui șef, dar este și o zi în care tu vei reuși să te afirmi, vei reuși să te simți bine. Apoi, 5 de cupe. Uite că la un moment dat ceva așa nu prea îți place, ceva nu prea îți convine și are legătură cu așteptare în care ești pus. Sau are legătură cu așteptare în care cineva te pune. 4 de bâte. O mică petrecere pe care o ai sau 4 de bâte poate să însemne și un moment în care ești cu prietenii, te întâlnești cu niște persoane dragi ție. Ai acolo niște evenimente importante. Vezi că e o situație în care ți se cere să iei tu atitudine. Da? Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, prima parte a zilei vă găsește în niște mici mari tensiuni legate de relația cu ceilalți, legate de acte, legate de faptul că ieșiți foarte mult în evidență și toată lumea vrea câte ceva de la voi.
Dar nu e problemă că ziua de marți vă găsește foarte prinși pe tot felul de activități. Dacă nu v-ați programat nimic, luați și vă programați activități măcar plăcute sufletului vostru, pentru că oricum vor apărea. Aveți o conexiune foarte profundă cu planul divin, însă este important de menționat faptul că e nevoie, dragi capricorni, să... Cum să vă explic eu? E nevoie să vă bucurați de viață. E nevoie să trăiți momentul, să trăiți intens. Sunteți prinși pe a elimina lucruri din casă, din viața voastră. Vedeți că poate să fie o zi de marți în care vă apucați și mergeți la cumpărături și spuneți gata, acum recuperez pentru toată săptămâna. Ei, părerea mea e să vă gândiți de două ori că vă treziți miercuri dimineață că nu vă mai place ce v-ați luat. Alții sunteți prinși pe relația cu băncile, relația cu instituții publice, vă gândiți serios la o moștenire, la un partaj, la chestiuni de genul ăsta. Hai să vedem, dragi capricorni. Alții poate aveți niște cheltuieli așa, nu știu, banale. Două cărți au vrut, 9 de bâte, 10 de cupe. Îți e teamă sau ești obosit în legătură cu familia, în legătură cu un grup de oameni, drag sufletului tău? Ai aici o întâlnire, ai o revedere. Eremitul, o legătură cu zodia fecioară, este o zi în care ai parte de foarte multă înțelepciune și este o zi în care o persoană mai în vârstă sau o persoană specialistă pe un anumit domeniu te-ar putea ajuta mult într-o situație. 6 de bâte și cavalerul de spade. Pe neașteptate apare o bucurie, apare o victorie, dar dragi capricorni, la un moment dat dați și voi acolo un sfat undeva și o să vă treziți cu niște reacții ciudate din partea celorlalți. De asemenea, văd și un succes care poate să apară pe neașteptate, dar poate să fie și o zi pentru voi în care luați o decizie așa brusc. Da? Încercați să nu vă implicați în lupte din astea de putere, de tot felul de chestii, că e mai bine așa. Zodia Vărsător. Prima parte a zilei e cu niște tensiuni acolo, pe muncă, pe rutina zilnică, pe sănătate, pe rude, apar tot felul de lucruri, dar în general ziua e foarte bună. În primul rând ești foarte mult în evidență, deci îți crește foarte mult, tot timpul uit la voi, doar asta am presa, cum v-am zis și la previziunile pentru august. Vă crește foarte mult, cum să vă spun eu, reputația, adică, nu știu, sunteți foarte bine văzuți, da? Străluciți de-a dreptul, oriunde sunteți, deveniți celebri, în ghilimele, da? Intrați în contact cu foarte mulți oameni astăzi, dar aveți persoane care vă pot ajuta, da? Și asta e absolut fantastic. Voi sunteți ocupați astăzi de acte, de relațiile cu ceilalți, de clienți, cunoașteți oameni noi, vă vin persoane în vizită, mergeți voi undeva. Și asta e de bine. Ieșiți foarte mult în evidență. Ei, uite, cred că e aproape de ceea ce voiam să spun. Da, la cât de lungi au fost previziunile bonus pentru august, mă înțelegeți. 3 de spade, valetul de cupe. Uite, ceva nu-ți place aici, dar e ceva legat de inima ta, nu știu dacă neapărat e ceva fizic. Să zic că la un moment dat ai așa o stare ciudată. Poate ceva nu-ți place în legătură cu un copil, în legătură cu o persoană dragăție, dar uite că vine cavalerul ăsta de cupe și te salvează, sau cavalerul de cupe te poate reprezenta și pe tine, și anume un drum pe care îl faci pentru sufletul tău, sau o persoană care vine din depărtare. Da? O propunere de dragoste pe care o faci, sau un drum drag sufletului tău. Ultima carte, regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar este și o zi în care te vei concentra foarte mult pe partea practică a lucrurilor și poate e o zi în care ai de lucru. Poate să fie și un moment în care se rezolvă ceva legat de bani. E un bărbat aici serios care te ajută și acum, doamnelor și domnișoarelor, nu-i neapărat de dragoste, da? Poate să fie un coleg, un prieten, cineva din familie. Primiți un ajutor. Bine, acum poate să fie și de dragoste pentru alții. Da, o zi în care nici voi nu prea vă găsiți așa cuvintele. Încercați să lăsați așa treburile de la sine. Bineînțeles, pentru vărsătorii care vă știți născuți la început de zodie, acolo apar niște tensiuni, apar niște lucruri.
Zodia Pești. Dragi pești, prima parte a zilei e intensă, e interesantă, în sensul că e ceva acolo care vă scoate pe voi din zona de confort, ceva legat de un copil, de anturajul său, de persoana iubită, e cineva acolo care se plimbă prin mintea voastră, ceva este. Însă, în general, ziua e foarte bună pe muncă pentru tine, pe sănătate. Este o zi foarte bună să pui în practică anumite lucruri. Tot ziua de marți este foarte bună să te ocupi de rutina ta zilnică. Chiar e un moment foarte, foarte bun. Și bineînțeles că vei primi ajutor de la ceilalți. Și unii sunteți mai mult concentrați și pe animalele de companie în ziua de marți. 7 de cupe, cavalerul de cupe. Na, așa cum am spus, visați aici frumos la cineva. Visați frumos la un drum, la o propunere, visați frumos la o întâlnire. Aveți multe oportunități, văd aici. Apoi, 5 de cupe. Ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Poate avea legătură cu o senzație de gelozie sau cu o discuție în contradictoriu. Unii pești, e posibil să vă uitați așa spre trecut, să spuneți da, dar m-am certat cu persoana asta acum nu știu câți ani și știi că acum dacă o văd în față, parcă iar îmi revin gândurile. Dragi pești, oamenii se mai schimbă. Acum nu de tot, să fim serioși, dar totuși. Vedeți că e ceva ce vă apasă vouă niște butoane acolo. Apoi, 7 de spade. Avem aici ultima carte. Așa cum spuneam, vezi că e o zi în care ți se cere să te mai concentrezi puțin și pe tine și ți-aș recomanda să te hidratezi foarte bine astăzi și să nu exagerezi cu absolut nimic. Da? E ceva ce nu-ți place privind o rivală, privind o persoană din viața ta sau poate chiar cineva din viața ta are o reacție ciudată. Da? Și încă un sfat, dragi pești, nu exagerați astăzi nici cu o cafea, mă rog, cu cafea beți, da, dacă vă lasă medicul, dar nu exagerați. Da? Hidratați-vă suficient și luați și faceți-vă treburile așa ușor, ușor, că nu vă face nimeni statuie. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți, o zi care nu se întâmplă neapărat multe lucruri. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Dacă ați făcut deja asta, tot vă mulțumesc în avans, pentru că sunt sigură că o veți face și vă reamintesc de previziunile pentru această săptămână, dar și de previziunile pentru următoarea săptămână, pentru că na, se întâmplă lucruri și acolo, apar ușor, ușor și previziunile pentru următoarea săptămână. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi de marți cât mai drăguță.